cuvintează pe cuvioasă Părinte Stareț ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, din cântări, din slujbe, din ceea ce se citește, din ceea ce se cântă, ne putem da seama că vibrează praznicul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos sau începutul mântuirii noastre, sau dacă vreți, cum spune mai departe droparul cel sfânt al nașterii, răsărita lumii, lumina cunoștinței, sau Fecioara astăzi pe cel mai presus de fire naște. Deci iată două argumente concrete care pot să fie suficient argument a venirii divine a Mântuitorului Iisus Hristos între oameni. Ceea ce a căutat Evanghelia de astăzi să prezinte Cartea Neamurilor lui Iisus Hristos de la Avram și până la nașterea sa nu este altceva decât ceea ce a citit în Vechiul Testament când între Dumnezeu și Avram s-a pus legătură sfântă, acea tăiere împrejur sau acel botez al legii vechi prin care să se deosebească cei curați, dacă vreți, sau cei cinstiți al lui Israel, restul popoarelor păgâne. Și de la Avram și până la David au fost 14 neamuri, cum a consemnat Scriptura, arătând acea înșiruire, cutare a născut pe cutare, cutare a născut pe cutare, dar nu la întâmplare, ci nume concrete, nume existente în istoria Vechiului Testament, ca să ne demonstreze nouă că, într-adevăr, aceste fapte au fost pe fața Pământului și au existat și nu sunt o născocire a preoților sau o, dacă vreți, o poveste sau o vrajă a unei legende de mituri cu zei și cu supra-Dumnezei, din care omul și-a creat o frică spontană prin care se păzește de anumite rele, cum făcea propagandă sistemul ateist și sistemul acesta marxist-leninist, adică materialismul dialectic. Omul s-a născut din materie, merge în materie, se descompune în materie și se transformă într-un simplu proces biologic și chimic la nivel de pământ. Iată că după Evangheliile Noului Testament și după învățătura Vechiului Testament, omul își are originea în Dumnezeu. Iar ca să-și aibă originea în Dumnezeu, omul trebuie să știe cine este Dumnezeu. Nu spune destul de frumos? Ce copil nu-și cunoaște pe tatăl și pe mama sa? Deci orice copil are o identitate. Ei, această identitate a Mântuitorului Iisus Hristos este de două feluri. Una dumnezească, născut iar nu făcut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și așa mai departe, știți crezul, nu stăm să-l repetăm în biserică. Iar cea de-a doua este speța lui pământească, sau deșertarea de sine a dumnezeirii în firea noastră umană și căzută din pântecele Fecioarei Maria, nu a napoda și la întâmplare, ci din harul celui preanalt și din puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt te va umbri și puterea celui preanalt. Iar ceea ce se va naște din tine se va chema Emanuel sau Iisus, cum spune mai departe și arată și Isaia la 7:14 și cum spune și îngerul Gavril care îi vestește Maicii Domnului buna vestire. Lăsând aia și întorcându-le la ale noastre, vom vedea că ceea ce Evanghelia caută să identifice este neamul lui David. Cum spune și la psalm, din rodul tău voi pune pe scaunul tău. Sau cum spune mai departe, oare voi pierde cetatea pentru robul meu David? Nu putea să piardă încă Ierusalimul, nu putea să piardă neamul omenesc pentru că nu se împlinise profețiile. De aceea Mântuitorul la înviere, atunci când a fost consemnat de apostoli prin mâncarea de pește fript și fagure de miere, prin pipăirea coastelor și a rănilor, prin discuția cu ei și toate celelalte arătări, la mormânt și așa mai departe, Mariei Magdalena și Mironosiților și celor doi la Emaus, Luca și Cleopa, nu era decât o călătorie supradimensionată a dumnezeirii cu posibilitatea libertății de mișcare, prin care Dumnezeu se arăta acolo unde voia și se înmaterializa să fie cunoscut. Dar iată că de data aceasta deșertarea de sine
este o deșertare cu trup adevărat. Nu ca cea după înviere, pentru că se îndumnezeise trupul și avea, se înduhovnicise trupul, era deja Dumnezeu, și avea libertatea de a trece de la un stadiu la altul. Dar iată, de la văzut la nevăzut. Dar de față, la Fecioara Maria, dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos este concentrată în umanitatea Fiului Mariei, cum spune și al lui Iosif din Nazaret, pe care noi îl cunoaștem, și cum spune el că ne dă trupul lui să-l mâncăm sau sângele lui să-l bem. Deci el este un trup adevărat, un om adevărat și un Dumnezeu adevărat, cum arată dogmatica. Deci n-a fost o închipuire, n-a fost o nălucire, n-a fost o întâmplare și n-a fost un joc de trucaj, cum spune și la slujba Aghiazmei, nu cu nălucire înfricoșându-ne, ci lând trup de rob. Deci a luat trup de rob să ne răscumpere pe noi, Sfântul Atanasie cel Mare, și să ne facă din nou împărați sau să ne urce din nou la Dumnezeu, la împăratul slavei. Pământul pe care noi l-am călcat și pe care îl trăim și îl cultivăm și ne folosim de el, nu era altceva altădată decât acel pământ curat și binecuvântat pe care omul l-a spurcat sau l-a întinat începând de la jertfa lui Abel până la sângele lui Zaharia, cum consemnează o altă evanghelie, unde prorocii au fost uciși cu pietre, alții au fost tăiați și omorâți și alungați și prigoniți și fugăriți. Dar, spune mai departe, Evanghelia și consemnează, eu sunt cel ce sunt. Deci iată ce identitate își dă Mântuitorul Iisus Hristos. Această identitate a rămas pentru toate neamurile înspăimântătoare. Budiștii n-au reușit să o înțeleagă. Mahomedanii n-au reușit să o înțeleagă. Celelalte popoare păgâni ale lumii n-au reușit să înțeleagă. De ce? Pentru că toate religiile sunt bune în fondul lor, dar nu în divinitatea lor. Scriem noi când ne spovedim, zice, Părinte, am zis că toate religiile sunt bune. Știți de ce sunt bune? Pentru că au fondul moral. Dar nu sunt bune că nu sunt restaurate în divinitatea Dumnezeirii. Iisus Hristos a venit și s-a adus pe sine jertfă lumii întregi, mântuirea e făcută în mijlocul pământului, ca să îi se aducă jertfă totală și de cei de alt neam, lumină spre descoperirea neamurilor. N-a spus lumină spre descoperirea lui Israel, ci spre descoperirea neamurilor. Toate neamurile, de la răsărit și de la apus, spune într-o altă evanghelie, vor veni și vor cina în împărăția mea. În împărăția Tatălui meu, bineînțeles, El fiind Dumnezeu. Deci, și de la răsărit și de la apus. Deci, de la toate marginile pământului. Dar iată că unii nu l-au înțeles. S-au poticnit în el toate ereziile monofizite și toate ereziile cristologice de-a lungul celor 7 soboare ecumenice în Noul Testament, iar în Vechiul Testament chiar poporul lui, care l-a zămislit în sânul lui și l-a crescut în mijlocul lui și a trăit și a văzut faptele și minunile, la fel nu l-au înțeles. De ce nu l-au înțeles? Pentru că atunci când l-au răstihnit, împlineau scripturile, vă ia somn, într-adevăr, e greu. Deci atunci când l-au răstihnit, ei împlineau scripturile nedându-și seama. Zice, mai bine să piară un om decât să piară tot neamul. Răstihnește-l sângele lui asupra copiilor noștri și asupra noastră și multe altfel de blesteme pe care ei le jurau de frica legii romane, călcând legea iudaică sau legea dragostii lor a Vechiului Testament, care spunea să nu ucizi. Și iată că mai mult decât atât, Mântuitorul trăiește într-o lume întunecată, într-o lume a Vechiului Testament, unde toate erau pervertite și pângărite. Într-o lume în care oamenii au ajuns să înțeleagă că pentru o moarte trebuie tot o moarte, pentru un ochi trebuie tot un ochi, pentru un dinte tot un dinte, răzbunare asupra răzbunării și vărsare de sânge asupra vărsării de sânge.
Mântuitorul Hristos vine la o vreme când acestea umpluseră pământul cu fără de legile lor. Vine în mijlocul lor atunci când credea că era miezul nopții necredinței. De aceea Hristos vine la miezul nopții și fericită slugă pe care o va afla priveghind că și Fecioara Maria în peșteră privegea în iesle lângă pruncul sfânt care venea să mântuiască pământul. Dar iată că nu numai David era cel care trebuia să fie marele, să spun, părinte, deși se folosește termenul de fiecare dată în Sfânta Scriptură. Iisus e fiul lui David, nu ne chinui pe noi mai înainte de vreme. Deci știau că este din neamul lui David, dar nu o spuneau ca să argumenteze tăria lui și puterea lui împărătească, ci o spuneau ca să întărească puterea omenească și să spună: cum spui tu că ești fiul lui Dumnezeu? Acesta hulește! Și-a rupt arhiereul cămașa de pe el. Ce mai blasfemie vreți? Ce mai argumente vreți? A spus că poate strica templul în 3 zile și să-l zidească. Și mai mult decât atât, cine este acesta? S-a pus întrebarea de întreaga generație a lumilor care au trecut. Îl întreabă Pilat: tu ești fiul lui Dumnezeu? Neștiind cine este. Și acesta i-a spus: tu zici. Îl întreabă Iisus pe Petru: cine spune lumea că sunt eu? Nebunii de astăzi, cu reîncarnarea, cu metempsihoza și toate celelalte, sigur, îl vedeau un Ilie, îl vedeau un Ioan, îl vedeau cu Duhul și cu râvna lui Cutare, că-i Moise, că-i nu știu care dintre proroci. Dar iată că Petru spune adevărul. Acesta este fiul, tu ești fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Și atunci și Mântuitorul Iisus Hristos îi aduce lui Petru acea mărinimie, ca să spunem, când îi se adresează și spune: da, dar nu ți-a descoperit ție aceasta carnea și sânge, adică trupul tău și mintea ta, ci Duhul, adică Dumnezeu te-a luminat să pronunți acest cuvânt ca să rămână o mărturie a neamurilor că eu sunt fiul lui Dumnezeu cel preanalt. Iarăși mai departe, atunci când îl răstihneau și îi băteau cuiele, ca să facem o analogie, să înțelegem mai ușor identitatea. Ce spuneau fariseii și cărturarii? Cum pe alții ai mântuit și pe tine nu te poți mântui? De ești tu fiul lui Dumnezeu? Deci arătau clar că nu-l cunosc. De ești tu fiul lui Dumnezeu? Dă-te jos de pe cruce! Mai mult decât atât, stăteam pustie. Și când stăteam pustie, Satana i s-a adresat și i-a zis: de ești tu fiul lui Dumnezeu? Fă pietrele acestea pâine! Deci iată, Mântuitorul Iisus Hristos folosește diferite prilejuri în care, într-o smerenia lui și într-o lucrare a lui neîntâlnită și nemaipomenită între toți filozofii antici, Aristotel și Platon și toți vechii filozofi și Socrate și care se credeau înțelepții pământului și a toți știutorii lumii, Hristos vine și îi dezarmează prin ce? Prin filozofia creștină. Și filozofia creștină consta din iubire. Pe cei pe care îi atrăgea în jurul său, îi atrăgea din iubire. Pe cei care voia să-i mântuiască, îi mântuia din iubire. Și acest lucru îl demonstrează atunci când spune că eu n-am venit să pierd lumea, ci să o mântuiesc. Deci iată mesajul venirii Mântuitorului în lume. Pentru că eu n-am venit pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi care au nevoie de doctor. Și făcând o paranteză, pot să amintesc un lucru care se întâmplă între noi oamenii de zi cu zi, așa ca o parabolă mai pastorală. Zice: ce vin mojicii ăștia și se bagă și se împing, dar să șadă la rând, doar vede că suntem oameni intelectuali. Ei, în biserică nu mai suntem intelectuali. În biserică nu mai suntem deștepți, nu mai suntem filozofi. În biserică suntem fiii lui Dumnezeu după dar. Și așa cum o cloșcă stă cu aripile întinse și toți puii se bagă sub ea de căldură, la fel și în biserică Iisus Hristos îi primește pe toți, primindu-le și neputințele, primindu-le și biruințele. De aceea trebuie să ne suportăm unii pe alții și să ne rădăm unii pe alții și așa vom împlini legea lui Hristos, spune Apostolul Pavel. Dar mai mult decât atât, venea și îi dobora pe filozofi prin înțelepciunea duhovnicească cu care demonstra lumii că merge spre întuneric. Răsărita lumii, lumina cunoștinței.
începuse să răsară lumii primele zori. Dacă atunci când s-a născut Fecioara Maria, se întrebau filozofii vremii, cine este aceea curată ca zorile și frumoasă ca dimineața? Este împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Dacă atunci când se, la buna vestire, când se zămislea pruncul sfânt în pântecele Fecioarei, Fecioara plină de Duh Sfânt a început să spună, fie mie după cuvântul tău, și a căutat spre smerenia roabei sale. Iar ea spune plină de Duh Sfânt, de acum mă vor ferici toate neamurile. Nu este fericită pentru că l-a născut pe Iisus Hristos, ci este fericită că a fost aleasă de Dumnezeu să fie mireasa Tatălui și Maica Fiului lui Dumnezeu. Că erau multe femei în lume la vremea aceea, dar nu erau din neamul lui David. Erau multe femei și din neamul lui David, dar n-aveau smerenia Mariei. Nu era fericită că tocmai pe ea o alesese Dumnezeu să fie mama neamului omenesc, spre mântuire, bineînțeles. Ci era fericită că a putut păzi porunca celui preanalt ca el să se sălășluiască în pântecele ei. Și era fericită pentru că era bucură-te cea plină de daruri. Identitatea Mariei din neamul împărătesc al lui David, fiindcă neamurile se succed. Și al Mariei duce la David, și al lui Iosif duce la David. Și de ce trebuia să ducă amândouă neamuri la David? Ca să se împlinească cuvântul lui Isaia, tot din capitolul 1 al Isaiei, care spune, mlădiță și toiac din rădăcina lui Iesei și floare din trânsa Hristoase. Floarea era Maica Domnului ce avea să se nască din neamul împărătesc al lui Achim și din seminția Anei, din neamul lui Așer, fiica lui Fanuel. Deci iată pentru ce era fericită, că a fost aleasă să zdrobească capul șarpelui și să biruiască sămânța satanei, sămânța femeii. De aceea este pusă această speță de 3 ori câte 14 neamuri. Ca atunci când filozofăm și citim cărțile lui Eliade și a lui Țugui și a altor mari filozofi păgâni din legea creștină, să știm să diferențiem lumina de bec de lumina de soare. Și să știm să diferențiem lumina cunoștinței dumnezești de lumina filozofiei pământești. Că normal ritorii cei mulți rămân muți neștiind să vorbească taina întrupării tale. Dar prin tine, Fecioară curat, s-a arătat cuvântul întrupat. Mergând mai departe, după ce încheie de prezentat aceste neamuri, deci robia Babilonului și știți plângerile lui Ieremia, nu e nevoie să vorbim din Sfânta Scriptură, ne întoarcem din nou la întoarcerea din Babilon, când Zorobabel reconstituiește templul lui Solomon, pentru că avea să stea în ea cea mai sfântă decât Sfânta Sfintelor. Apoi din nou să împlinesc cele 14 neamuri, până ce Fecioara la 3 ani intră în templu și apoi la 14 ani jumate, cât avea, deci 12 și cu 3, deci nu avea mai mult de 15 ani, nepătată, neîntinată și neînfricată. Deci iată 3 calități distincte ale Fecioriei care vin să zdrobească capul balaurului. Și atunci te întreb, dacă era atât de sfântă și de curată și atât de luminată, cum putea să se mărite și să cunoască bărbatul ei până când a fi cu Iosif și până când a se naște cel unul născut? Cum spun mai departe învățăturile Sfintelor Scripturi și a Sfinților Părinți. Deci până când s-a proslăvit minunea, că apoi ea fiind taina minunii, nu mai era nevoie de grai omenesc, ci îngerii vestesc și magii cu steaua călătoresc. Păstorii cântă și magii la doară. Și cel ce se naște nu-i un om de rând. Cel ce se naște este din 3 ori 14 neamuri de la Avram până la David. Și de 3 ori fericit și de 3 ori minunat și de 3 ori slăvit de păstori, de magi și de îngeri. Nu duce daruri oamenilor, ci oamenii aduc daruri lui.
Ce daruri aduc? Aur, smirnă și tămâie. Cântecul lor, sufletul lor, dragostea lor, cinstea lor și iubirea lor. Este un prunc minunat prin faptul că acolo, în mijlocul peșterii de piatră, unde dobitoacele stăteau de căldură în timpul verii și iarna se adăposteau de ploile reci și umede, stă în pântecele Fecioarei, dar nu o lasă să sufere, ci a născut fiu fără de durere. Ce a născut un prunc minunat, ce a făcut peștera în palat împărătesc. A făcut ieslea într-un tron și un jilz dumnezeesc, înconjurat de heruvim și de serafim. A făcut ca natura să-i se închine și să-l prea slăvească. O stea să o ia aiurea pe cer spre nașterea lui și să șadă deasupra pruncului. A făcut ca magii să părăsească țara lor și paruși să se întoarcă din școlile egiptene spre Ierusalim, să urmărească cu ochiul liber steaua, nici de cum cu lunete și aparatură de măsură. A făcut pe păstori să lasă turmele și să se ducă să vadă ce se petrece acolo. Se petrecea împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Natanaile, m-ai crezut pentru că ți-am spus că te văd sus mochin? Și mai mari lucruri vei vedea. Coborându-se și suindu-se peste fiul omului, îngerii din cer, peste el. Și într-adevăr, și la naștere, așa cum avea să fie și la înălțare, și la înviere, și peste tot prezența îngerilor, iată că de data aceasta, la naștere, în Vechiul Testament, îngerii suiau și coborau peste el. De ce coborau? Coborau să vadă pe împăratul făpturii întrupat în chip de om. Coborau și se spăimântau de ziditorul lor. Coborau și se spăimântau de taina cea din veac ascunsă. Nu era o taină la întâmplare. Nu era o taină cu carne de porc. Nu era o taină cu găleți de vin. Nu era o taină cu dezmăți și cu televizor. Ci era o taină adâncă în taina ei. Era o taină în care dumnezeirea se rupea pe sine însuși din înaltul cerului, și fără să lipsească de acolo, să cobora în măruntaiele pământului. În măruntaiele pământului. Ca să-l sfințească și să-l curățească de neascultarea omului atunci când a avut conversație cu Satana în cer. Venea să-i spună omului, nu te-am făcut să te omori. Nu te-am făcut să te bârfești. Nu te-am făcut să te judeci. Nu te-am făcut să scuipi pe fratele tău. Ci te-am făcut să mă preaslăvești pe mine și să te mântuiești. Te-am făcut să fii înger, nu demon. Te-am făcut să fii înger, nu dobitoc. Că așa spune David. Și eu m-am făcut la tine pururea dobitoc. Și spune, și dobitoacele fără de minte fiind, omul s-a asemănat lor. Adică mintea noastră rațională, plină de putere dumnezească, am coborât-o la mâncare, am coborât-o la băutură, am coborât-o la distracții și la lucruri rușinoase, cum spune Apostolul Pavel. Cele ce nascund să fac rușine este ele și grăi. E adevărat că rușine este. Nici într-un, dacă vreți, nici într-un cel mai întunecat colț al iadului nu fac dracii ce fac oamenii pe pământ. De ce? Pentru că ei sunt duhuri cunoscătoare a lui Dumnezeu. Iar noi suntem ființe slujitoare lui Dumnezeu. Iar cei ce slujesc stăpânului cad, iar cei ce îl hulesc nu-i greșesc. De ce? Satana știe că din mândrie a căzut, dar a căzut în partea rațională. Omul a căzut și în partea trupească și a luat un sac de lut după el, căruia îi dă pornografie, mâncare, băutură și mizerie. Hristos vine să distrugă acest clan murdar și vine să restabilească în har popoarele creștine, nu numai prin nașterea cea de atunci cu 2000 de ani în urmă, ci prin nașterea sărbătorii de astăzi. Deci prin nașterea care va fi sărbătorită peste 4 zile, când se va vorbi despre naștere și se va vorbi despre învierea sufletească, când se va vorbi despre cunoașterea lui Dumnezeu. Și atunci, îndemnul lui Iisus Hristos este să ne purtăm ca magii, să-i aducem aurul credinței, să-i aducem smirna cunoștinței și tămâia părerii de rău sau a smereniei, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Aurul prin foc să călește și omul prin ispite. Deci are nevoie de inimi aurite. Are nevoie de inimi curate.
Și acestea nu se pot împlini decât prin tainele pe care Hristos le-a deșertat lumii. Și mi-a plăcut o vorbă a Părintelui Arsenie Papacioc, care a fost întrebat, zice, care e cel mai mare dar oamenilor dat de Dumnezeu pe pământ? Să aibă duhovnic pe fratele lor născut de Gheorghe și Maria, care să le dezlege pe pământ ceea ce va fi dezlegat și în cer. Deci taina pocăinței și a iertării, care nu este la niciun popor și la nicio credință de alt neam sau păgână, sau acolo unde mai există într-un semicreștinism denaturat, rămâne la formă de tradiție sau de simbol. Ceea ce rămâne însă minunat și trebuie un pic amintit, în finalul Evangheliei, după discuția celor neamuri din care ăsta Iisus Hristos se trage din neamul lui David, se prezintă în câteva cuvinte scurte și nașterea lui Iisus Hristos, care a fost așa. Maria logodită fiind, și nu-i nevoie să repetăm, se știe clar că au fost aleși bărbații care trebuia să o însoțească, s-a pus în templu acele toiege care au odrăslit, Iosif, bărbat drept fiind, în vârstă fiind, bătrân fiind, a luat-o sub ocrotirea sa. Maxim Mărturisitorul, Vasile cel Mare și alți sfinți părinți, Grigore de Nisa în scrierile sale, arată categoric. A fost însoțită de bărbat pentru a schimba mintea drăcească, pitonicească și arhiconică a dracilor ce cunoșteau Sfânta Scriptură și pizmuiau fecioarele ca să nu poată cumva vouna să zămislească de la Duhul Sfânt și să nască pe Mesia. Dar ea fiind logodită, dracul s-a luat de o grijă. De ce s-a luat de o grijă? Pentru că noi știm ce fac cei căsătoriți. Fac păcate. Și el era sigur că acolo nu mai are treabă. Dar iată că fecioara logodită fiind, îngreunată era. Și Iosif s-a mirat mult de lucrul acesta. Și a vrut să o părăsească. Orice om îi lași. Și atunci când nu e în stare să-și suporte soția de divorț. Orice femeie îi lașă la rândul ei și când nu-și mai suportă bărbatul, dă divorț. De ce? Ca să arate lumii Fecioara Maria că o pruncă de 15 ani, însoțită de un moșneac de 80 de ani, nu l-a părăsit, ci el căuta să o părăsească. Și aici se împlinește cuvântul lui Isaia. Înțelepciunea nu se măsoară cu căruntețea și nu se măsoară cu ani, vârsta omului. Ci acea înțelepciune să măsoară cu puterea. Deci, cu cât ești mai înțelept, cu atâta ești mai bătrân. Ea avea 15 ani și purta întrânsa izvor de înțelepciune. El avea 90 de ani, drept era, bun era, dar nu știa și greșea. Ei, așa greșim și noi de fiecare dată atunci când judecăm pripit și ne luăm idei după capul nostru și facem noi disecări în viața noastră personală și familiară după capul nostru. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțeleagă și fecioarele de azi că taina fecioarei lângă un bătrân înțelept, adică lângă un părinte bun și curat, vor fi în veci fecioare. Dar să teme dracu și astăzi ca nu cumva fecioarele să nască vreun sfânt, să nască vreun proroc, să nască vreun învățător luminat și îndreptător al neamurilor și le duce pe toate în desfrânare, satana și în dezmățuri și în avorturi și în tot felul de incesturi nenorocite pe care le auziți la spovedit și le spuneți cu gurile voastre ca să-și bată joc de neamul omenesc și creștinesc. Și spune mai departe, în clipa când a vrut să o părăsească, s-a apropiat Îngerul Domnului și i-a spus, Iosife, nu te teme. Și Moise s-a îndoit și n-a văzut pământul făgăduinței. Și poporul iudeu s-a îndoit și n-a intrat și a mai rătăcit încă 400 de ani prin pustie până s-au curățat toți și n-a rămas niciunul și s-au noit alte generații. Pentru că Dumnezeu pedepsește îndărătnicia. Și lucrul acesta vădit este, o fecioară de 15 ani a stat neînfricată în fața morții. Și de ce a stat în fața morții? Femeia care era prinsă în desfrânare trebuia ucisă cu pietre. Ea era însărcinată și necăsătorită. Călcase deci legea Vechiului Testament și putea să fie ucisă cu pietre. Dar cel care ridicase piatra întâi era Iosif. Nu o ridicase ca să o lovească,
o ridicase ca să o părăsească, urmările păcatului negândit dintr-o faptă nechipzuită. Și iată că îngerul vine și păzește pe cei drepți, că aproape este Domnul de cei ce se tem de dânsul. Și în clipa când îi se adresează, îi spune, ia pe Maria la tine, că ceea ce se naște întrânsa este sfânt, și vă spun exact cuvintele, nu te teme că ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Și atunci a înțeles acesta plin de dar și spune, ea va naște fiu și se va chema numele lui Iisus. Deci iată, buna vestire n-a fost adusă numai femeii, ci și bărbatului. Femeii s-a adus ca zămislire și bărbatului s-a adus spre înștiințare. I s-a adus spre înștiințare lui Iosif să nu mai judece gurile spurcate ale sectarilor și să spună că e femeie, ci e veșnic fecioară. S-a adus spre mărturia tuturor păgânilor și nenorocitelor guri care nu laudă numele și faptele tale, Marie, ca să fie șterși din cartea neamurilor și din cartea vieții lui Iisus Hristos. Că mult poate rugăciunea Maicii la îmblânzirea stăpânului. Și apoi mai departe spune, când a fost să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin proroci, Iosif de-abia atunci a înțeles prorocia pe care nici Simeon nu o înțelesese. Abia atunci a înțeles Iosif ceea ce se minuna Isaia, fecioara va lua în pântece. De ce va lua în pântece? Că a căutat spre smerenia roabei sale. Că a căutat spre darurile cu care s-a împodobit și de acum o vor ferici toate neamurile. Și în vecii vecilor, cât va fi cer și va fi pământ, și cât va fi biserică și creștin, locul Fecioarei Maria nu va fi cu arma, ci va fi cu blândețea și cu fecioria. Locul Fecioarei Maria nu va fi un loc războinic, ci un loc de cinste. Stătuta împărăteasa de-a dreapta împăratului, în haină prea înfrumusețată, de aur și împodobită. Deci iată unde e locul Fecioarei. În dreapta împăratului, el o păzește, el o apără, el ridică armă. Dar în același timp și ea este armă de temut demonilor. Și ea va rămâne în veci zorile răsăritului luminei cunoștinței. Ea va rămâne peștera cea din tâi în care a venit Dumnezeu să se ascundă în lume. Ea va fi cea din tâi iesle care îl va odihni. Scaun de heruvim fecioară, auzi ce frumos spune în cântare, scaun de heruvim. Și mai mult decât atât, fără să o fi cunoscut pe ea Iosif, cum spune mai departe, Maria a născut pe fiul său cel unu născut, căreia i-a pus numele Iisus. Iată mărturia tuturor neamurilor, că frații mei și mama mea sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu. Nu mai sunt Iuda, Iosif, Levi și Simeon, cei de care spune că așteptau afară cu mama lui, iar sectarii trag mare și lat că a mai avut fii, ci însuși Scriptura mărturisește și spune și-a născut pe fiul său cel unu născut, atât unu, căruia i s-a pus numele Iisus, căruia i s-a pus numele Mântuitor. Deci cam acesta este mesajul nașterii cu care trebuie să plecăm încă de astăzi începând în sufletele noastre. Cei leneși care în 60 de zile sau 40 de post cât au fost n-au găsit timp să se spovedească, să o mai facă și ei să primească pe prunc cu inima curată. Cei care încă au ură, draci și dușmănie, zaviste, clevetire și sunt spurcați la limbă și nu se pot stăpâni și taie și spinte că pământul să se ducă măcar acum în aceste ultime zile să-și spele fără de legea ca să nu fie socotiți ca acei ucigași de prunci sau ca acel irod nemernic care căuta să pizmuiască viața pruncului. Cei care s-au trândăvit la rugăciuni și la canon, cei care s-au lenevit la biserică, la pravila, ceea ce a fost rânduită, să plângă și să se căiască aceste trei zile îndreptându-și viața cu psalmi și cântări duhovnicești, să poată primi mesajul învierii, v-am mai spus încă o dată, nu cu televizor, nu cu mâncăruri bune. Aceasta nu e sărbătoarea, ci e rulmentul sau fondul sărbătorii. Tot omul trăiește ca să mănânce. Tot omul mănâncă ca să trăiască. Dar noi nu suntem făcuți creștinii să mâncăm, ci suntem făcuți ca să trăim datorită mâncării, să putem duce pe mai departe mesajul acestor sărbători
când copiii tineri sună clopoțelul, cântă colinda. Și colinda nu e o întâmplare la nimereală. Stai și faci în casă mâncare și cel ce colindă la fereastră tu nu-l bagi în seamă. Căci colindul e sfânt. Colindul e odată pe an. Colindul este mesajul venirii lui Hristos în casa ta adus de magi și de păstori. Și este plin de dogmă. Este plin de tradiție creștină că la poarta lui Crăciun cel sfânt și bun a venit Fecioara Maria să-l nască pe Mesia. După aceea, mititel și înfășețel, în scutec de bumbăcel. După aceea spune, vântul bate, nu-l răzbate. Deci nu se izbește vântul de ziditorul care i-a dat direcție și l-a scos din visterie. Neaua ninge, nu-l atinge. Deci nu se atinge zăpada de focul Dumnezeirii, care el este izvorul zăpezilor veșnice, cel ce presturi gheața ca pâinile și negura ca cenușa, Duhul Sfânt la psalm. Cel ce scoate din misterie vânturile. Deci, cel ce a făcut cerul ca un cort și stelele, luna spre luminarea zilei și toate celelalte, vin să-i se închine sub forma colindei înainte de glasul preotului care vine cu ajunul și-ți cântă troparul nașterii în casa ta aducând mesajul sărbătorii și apoi urma de Sfânta Liturghie la care tu vei primi Sfintele Taine. Deci acesta e mesajul creștinesc și trebuie la sfârșit de an și trebuie la sfârșit de post și trebuie la sfârșit de osteneală duhovnicească să avem nu numai mesajul creștin în minte, că nu-i de ajuns să fii creștin. Cu asta nu împlinești nimic, ci e de ajuns să ai faptele creștinului. Și e de ajuns să știi că ești creștin. Păi cea din tâi judecata lui Dumnezeu pentru popoarele creștine nu-i faptul că au păcătuit, că Dumnezeu nu se împiedică în păcate. Spunea frumos Părintele Arsenie. Ce a venit Dumnezeu pentru un singur fel de păcate sau pe alea le dezleagă și pe alea nu. Toate sunt dezlegate. Dar pentru cei ce nu se pocăiesc, toate sunt spre pedepsire. Poți să dai o palmă și poți să faci 10 crime. Dacă te-ai pocăit și de una și de alta, mergi în rai. Dacă nu te-ai pocăit nici de palmă, nici de crimă, tot în iad mergi. Și un alt mesaj pe care Dumnezeu îl lasă la sămânța și rădăcina creștinilor, cere un statut deosebit de a păstra rădăcina creștinismului. Cum s-au format creștinii? Din sângele martirilor. Cum s-au format creștinii? S-au format din sângele mucenicilor. Dar dacă ei nu sunt cinstiți prin laudă, prin rugă, prin icoană, prin faptă, prin pomenire, prin amintire, prin slujbă, prin ce îi pomenim? Prin ce ne amintim de ei ca strămoșii noștri creștini, ca rădăcina noastră din care am îmbugurit? Trebuie să avem două fundamente. Unu, să ne păzim întâi și întâi de cei ce vor de acum să ne ucidă sufletul. S-au mulțit ucigașii de suflete mai mult decât ucigașii de om. Poți să furi că nu interesează pe nimeni. Poți să curvești că nu interesează pe nimeni. Poți să omori că nu interesează pe nimeni. Poți să dai în cap că nu interesează pe nimeni. Dar când începi să te rogi și când începi să urmezi bisericii, și când începi să postești și când începi să te închini, parcă simți că tot iadul stă în capul tău. Parcă simți că toți dracii vin asupra ta. De ce? S-a constatat în urma cercetărilor, nu astronomice, nu a cercetărilor științifice, nu a cercetărilor acestea speciale cu aparaturi extraordinare, ci s-a cercetat de către păgâni, că la baza rădăcinii creștine tot lucru-i sănătos și-i trainic și-i durabil și în același timp îi fără de moarte. De ce? Pentru că și izvorul creștinismului sau capul bisericii tot fără de moarte. Și ce au făcut? Au împânzit această țară și au împânzit aceste popoare creștine, că nu numai de noi e vorba, priviți și în Rusia, și în Bulgaria, și în Ierusalim, și în Grecia, și în Serbia, și unde vreți, le-au împânzit cu tot felul de învățături oculte, le-au împânzit cu tot felul de mizerii și superstiții de acestea cronice, vrajă, spiritism, vorbire cu morții, fel de fel de ghicituri, fel de fel de cărți, fel de fel de yoga, fel de fel de bioenergie, fel de fel de învățături cu care omul
să-și piardă mintea căutând paranormalul. Noi suntem paranormali că n-avem mintea la locul ei. Noi suntem deja debili mentali că n-am înțeles încă o dată că dracul nu-i la egalitate cu Dumnezeu. Noi suntem cei săriți din vechiul locaș sau, cum se spune, de pe albea apei creștine și am luat-o deja pe maluri aiurite prin văgăuni făcute de ploaie. Adică, unde am auzit de o minune, hop și noi. Unde am auzit de o prostie, hop și românul. Unde ai auzit de o vrajă, hop și creștinul. Ei, aceste lucruri, ușor, ușor, constatând cei ce le-au adus la noi că ne plac, au început să ne hrănească cu ele. Au început să ne hrănească cu acele filozofii care sună foarte ușor. Ce ești prost să te rogi și să postești când vii la mine și eu cu farmece se rezolvă în 3 zile sau în 2 zile. Ție a început să-ți placă și când vii la spovedit te contrazici cu mine 2 ore și mi-explici. Păi părinte, dacă eu am auzit cum vorbea glasul soțului mort de 8 ani de zile, păi tu ai auzit, eu nu te contrazic. Dar tu ai citit în Sfânta Scriptură că dracul s-a dus când a mers Saul la vrăjitoarea din Endor și a chemat Duhul lui Samuel ca să vorbească, să întrebe dacă s-a luat darul de la el și dracul a luat chipul prorocului și i-a vorbit exact în glasul prorocului și Dumnezeu l-a părăsit pentru că a cercetat pe cel de mult mort care îi spusese clar că s-a luat darul lui Dumnezeu de la tine. Pentru neascultarea ta, când l-a pus să omoare pe Agag și toată turma de oi adusă în Ierusalim de jertfă. Și atunci s-a îndrăcit. Ei, căutat un cărț, vă desparte de nașterea lui Hristos și vă îndrăcește. Mersul la deschisul cărților vă îndrăcește și vă desparte de cartea vieții. Mersul la spiritism, la vorbire cu morți, la cafea, la tot felul de nebunii inventate de mintea și născocirea minții proaste omenești, vă despart de adevăratul Dumnezeu. Și în loc să primim nașterea lui Hristos, primim spitalele de psihiatrie pline de oameni competenți, apți, cu școli, cu facultăți, cu mentalitate și inteligență dotați, care se duc și trăiesc cu pastile și tranquilizante că l-au părăsit pe Dumnezeu. Aceasta e răsplata neascultării, pierderea minții. Un alt val care vine și bate, poate să mănânce omul tot ce vrea, i s-a pus la dispoziție. Dar i s-a mai spus, dacă și mănânci, nu pierde vremea. Uite, ai și imagini frumoase. Și i s-a dat încă o moarte a sufletului prin imagini murdare. Și nu rămâi mirat, și nu rămâi mirat când vezi tu românul tău sănătos născut din viță de Mușatin și de Basarab, când vezi tu românul tău sănătos trăit la vatră, crescut pe cuptor, născut pe țolul de lână și hrănit cu lapte de vacă, că el de acum încolo cunoaște limbi străine și vorbește cu tine păsărește, iar când îl întreb la spovedit, îți spune, zice, da, păi părinte, zice, doar nu sunt în rând cu prostimea de la țară care își pierde vremea de acum cu ceaslovul și psaltirea. Băi, frații noștri, nu-i prostimea, ci talpa cea sănătoasă a țării. Iar cei care au venit și ne-au hrănit cu limbi străine și cu învățături filozofice și cu tot felul de mizerii păgâne, abia așteaptă să se curăță talpa, că de mult mers ea se roade. Și în clipa când vom rămâne singuri, să va împlini proverbul bătrânesc, cine n-are un bătrân să-l cumpere, iar dacă nu-l are să-l caute. Deci să fim foarte atenți că pășim, fără să ne dăm seama, în 3 mari etape. Descreștinizarea noastră ca oameni, ca popor, deci caută întâi să ne facă păgâni, după aceea caută să ne deznaționalizeze, pentru că atunci când spui român, spui creștin, și după aceea le mai rămâne un singur lucru. Să ne ia dreptul să ne pomenim sfinții, să ne ia dreptul să ne pomenim voievozii, să ne ia dreptul să ne aprindem candela la rugăciune, să ne ia dreptul să ne punem o cruce la mormânt, să ne ia dreptul să facem o cruce lângă biserică și poate să vină o vreme când să ne ia dreptul să ne mai închinăm în ea. Ori dacă ne îndrăcește mai bine și ne strecoară mai bine mizeria în suflet, dărâmăm noi biserica cu mâna noastră și nu mai avem nevoie de ea. Sunt suficienți frații ai noștri, născuți ortodoxi, botezați ortodoxi, trăiți ortodoxi,
hrăniți de biserică cu sfintele taine, botizați de biserică cu preot, care acum hulesc și preotul și biserica și pe Maica Domnului și pe sfinți și pe toți. Oricând aceștia vor depăși cel puțin 50 sau 60%, deocamdată sunt minoritari, sunt un 15%, 20% cât or fi acolo, dar când vor ajunge să depășească, atunci vom vedea cu adevărat că ne-am pierdut în haos. Și dacă nici atunci nu ne vom trezi, vom pieri și sufletește, vom pieri și pământește, vom pieri și ca neam, vom pieri și ca nație, și ca folclor, și ca limbă, și ca cultură, și ca tot ce vrei. Degeaba stăm noi să vorbim din vocabulare și să vină mare filozof să-mi explice mie că cuvântul masă vine din latinul vacă. Nu mă interesează asta. Eu știu că pe masă stă mâncarea, pe masă stă Scriptura, pe masă stă lumânarea, pe masă stă candela și la masă stau eu. Și unde-s doi, trei adunați în numele meu și Hristos mănâncă cu noi la masă. Deci asta trebuie să ții minte. Noi nu căutăm filozofia cuvintelor, ci căutăm înțelesul lor. Iar nașterea lui Iisus Hristos și identitatea acestor neamuri nu la întâmplare s-a pus. Vă dau un singur exemplu. Mergeți acasă fiecare și faceți-vă numai 10 neamuri în urmă, să vedeți, mai țineți mintea cui sunteți? Să împlinește prorocia aia Mântuitorului. Nu știți de unde veniți și nu știți unde vă duceți. Nu știți ce vreți și nu știți ce cereți. Nu știți să vă rugați, dar și Dumnezeu să face că nu vă aude. Pentru că cel din Pateric, când citea la Psaltire și a venit dracul lângă el, și a început să-l audă la ușă cum trântește, s-a dus să țină ușa. A băgat Satana mâna și l-a prins. Și-a, Doamne, și că aici se, păi da, mă lași, păi dacă nu m-ai chemat, să nu pățim cumva la fel. Să nu strigăm cumva după ziare, după radio și televizor, și Dumnezeu să fie undeva lângă noi să se uite cât de neputincioși suntem. Pacea nu se dăruiește cu lozinci. Vrednicia omului nu se dăruiește cu lozinci și cu grade și cu ordine și cu înălțimi. Deșteptăciunea omului nu se vedește prin maldărle de cărți, ci prin comportamentul lui, ci prin faptele lui, ci prin viața lui, ci prin atitudinea lui, ci prin moralul lui și prin spiritualitatea lui. Știau bătrânii de demult Tatăl nostru, dar când îl ziceau bătrânii Tatăl nostru, jumătate din oștile păgâne se îmbolnăveau de ciumă. Și dacă îl mai ziceau a doua oară, nici nu mai călcau pământul țării. Astăzi știe românul Tatăl nostru și dacă îl întrebi la cununie, nici nu știe cu ce începe. Avem cărți de rugăciune, slujbe și biserici și tot felul de literatură patristică și dacă îl întrebi un om cine e Sfântul Gheorghe, o, știu, că se ține primăvara, asta e treaba popii, nu-i treaba mea. Ei, să fim sănătoși, că și popa e tot din sânul poporului. Iar dacă sânul poporului e murdar și blasfemiat de fără de legi, și slujitorul va fi la fel. Că așa s-a spus și cu asta închei. Ca să vedeți că tot la identitate am ajuns. Și vorbind de sus noroadelor, o femeie din popor a zis: ferice de sânii la care ai sub și pântecele la care te-a purtat. La care Mântuitorul Iisus Hristos a aruncat replica de bază a pântecelui și a sânului. Da, e adevărat. Dar fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Să aveți voi, părinți și mame, care să vă învețe cuvântul lui Dumnezeu, că vor fi fericiți și pântecele lor și sânul lor care v-au hrănit, dar mai fericiți veți fi voi că le-ați făcut. Pentru că Mântuitorul, când îl fericea femeia la modul indirect, nu îl fericea pentru că era frumoasă Fecioara Maria sau era de neam împărătesc, ci îl învățase ceea ce lumea n-auzise și el făcea ce nimeni nu făcuse. Și noi ca neam și noi ca creștini să facem ceea ce să mire pe toate popoarele lumii. Adică, în clipa când auzim răsărita lumii, lumina cunoștinței, nașterea ta, Hristoase Dumnezeule, să stăm cu lumânări aprinse și cu tămâieri, cu sufletul deschis, cu împărtășania pe buze, pentru că suntem proaspăt împărtășiți, și să spunem: așa este, Doamne, intră în casa mea, intră în familia mea, intră în staulul animalelor mele, intră în sufletul meu, intră în gospodăria mea și să nu pleci niciodată în vecii vecilor. Amin.